pregătească regală. Și eu s-o pleașcă așa, că nu mai luăm, s-o dus, că eu s-o întors înapoi de pe drum, că mi-a dat telefon mama sau nu știu, că să-i luăm. Să mai luăm, că... Da, și n-am vrut să-i mai dat. Mi-a așa luat atunci a unul țin. Și nu i-ați spus, n-ați avut ce să consdovediți. Nu, dar vrei să mai auziți eu unde ești în sasă, s-o auziți că... Da, dar culmea că doar l-a cântat. Stai puțin. Uite, Doriana a zis că s-a cântărit 81 și aici era la fel. Și atunci acum a furat, dar eram acolo. Asta e întrebarea, doar am stat acolo. Și mult lipsește? E? Mult ar lipsi. 70 de chile. 70 de chile la 1,5 sau 1,5. Ești bine. Cum? Ești șarlatan. Gata, cum ne-au păcălit? Asta e întrebarea. Dar tu ai zis că te-ai cântărit. O reglat altfel cântarul? Tu te-ai cântărit, aveai 81 de chin. O făcut altceva la cântare? Da, 105 lei ar vine. Da, dar eu zic cum o păcălit dacă eram acolo. Și Vileam s-o cântărit. După aia ce-o făcut? O umbla la cântar repetit? Au, eu șmicherie. Știi, s-o cântărit, eu nu l-au oprit, nu? Și în timpul ăla au ieșit avacaie.
Păi, dar știi ce mă gândesc? Da. Doar eu am stat acolo. Ei spune, domnule, uite care ți-am spus. Bun, uite, cântarul la cântarul l-ați verificat. Așa. Deci cântarul e în regulă. Și poate el când îi dă drumul a doua oară. Păi, deci ați văzut, cântarul e în regulă. El poți pune un magnet undeva, că mai auzi undeva cu magnetul. Da. Poți pune un magnet la spatele lui și el trage mai puțin. Uh-huh. Am mai auzit ceva. Așa, dar și îi cunoști? Și la vin că trebuie? Asta e întrebarea. Da, o iese. Tu vezi asta că iese 40-45% iese, da? Nu știu. Ok.
vezi că numai ei s-au făcut așa? Spui eu cât s-au. Asta e, n-ai cum să demonstrezi. Dacă noi am fost acolo, eu n-am plecat din... Am stat acolo, o cântăre fiecare lădiță. După aia din lădiță s-o pus în sac. Așa. Și o venit rept cu mașina, chiar la 10 metri. Și eu am stat acolo. Deci de furat n-avea cum să te furi. Pune. Deci, dai la mărișcă. Eu m-am gândit, hai să-l împărțim pe din două și gata. Ce să împărțim? Împărțim aici, 270, da? Da. 135 de cap. Da, băi, și gata, și, și vinul la fel, pe din două și suntem și rămânem prieteni. Bun? Nu e bine așa? Da. Și așa ați vrut 120, 100, nu? Da, e cum să nu. Și gata, și dă doamna în cuța diferența aia până la 2 lei și mergi mai departe. Maros. Da? Aici au bine la pireu, îmi plac la pireu. Nu, dar facem altceva, îmi dai două pireu. Ce mă vină, ce-i vină? Da, 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 Ei două vorbi, că avem treabă. Dau ăștia pe facem treabă aici, facem treabă. Next. Dacă vrei, bea o gură de cafea, Iulian, uite, ți-am pus acolo în ceașcuța aia mai mare. Da. Las, asta este. Deci, oameni buni, comercianții îți trag țeapă la cumpărat. Dar nu toți. Nu toți. Asta e, dacă nu ești cu cântarul tău. Păi, eu nu știu dacă producătorul trage țeapă, nu știu cine apare. Da, dar producătorii sunt prea puțini care... Eu știu așa, la piață, da. Unde intri acolo în zona respectivă, au cântari de control. Cei care administrează piața, așa, trebuie să aibă cântari de control. Deci dacă clientul vine mulțumit ca și calitate așa, se duce cu produsul la cântarul de control și vrea să... A, și noi nu ne trebuie prin cap să facem asta, deci după ce... Nu fiecare piață, știi, asta are fiecare să duci acolo la cei care încasează taxa de piață, da? Și trebuie să spun la dispoziție cântarul care e verificat metrologic și are toate avizele și așa. Și dacă tu așa te duci în timpul ăsta, vine și să-l faci. Ia! Hai că nu că rămâne deasupra Iulia. Dacă vreau și eu înapoi. Rămâne deasupra. Găleața. Ia vezi un pic, Iulian, că s-o deranjat și atinge mânerul aici. S-o deranjat... Dar nu, dar știam că este spăcătoasă, mânerul era spart. Ce s-o deranjat? S-o deranjat aici, atinge mânerul ăla că de butoi, știi? S-o deranjat. Păi, dați un castron ceva. Aveți un castron să punem și strun? Păstrează-ți doi struguri de mâncare. Care era asta? Asta-i sparte și asta-i bun. Ancuță, nu mai aduce nici amic. Alegeți-l ce e mai frumos așa. Da, pe... Asta-l luăm cu totul, da? Eu, părere, mi-a grădat, mai zice, nu-s chiar de capul lor, văd, dar de ce? Acolo, mai zice, cântat pe control. Da, dar câte lume se duce să testeze? Câte lume are cântar? Câte lume se duce acasă și are cântar de ăsta mare, să zicem, sau așa, să-și cântărească marfa? Nu. No. Care-i
Uite, Iulian, dacă vrei să vezi cum a făcut bunicul. Da, a, că da, că tu ai cumpărat de la Nene Marin, parcă. Da, da, uite, asta îi rămâne moștenirea lui. Da? Da, ok. Salutare! Ai dat drumul? Eu zic că merge, este. Mai atent. Da, merge. Uh-huh. 18-19. Așa, perfect. Bun. Dă-i bătaie.
Așa, o mică povestioară de spus și de povestit. Am fost ieri la struguri, am luat de la Piața Angro, din Piatra Neamț, care știu unde e Piața Angro, știu care, nu s-o caute. Și cam fiecare an, că ăsta e al treilea an de când luăm struguri. Da, și de când ne facem noi vinul. Și da, de când ne facem vinul. De obicei nu am cumpărat niciodată cantități mari, cred că cel mai mult am cumpărat anul trecut undeva aproape de 500 de kilograme de struguri. Anul ăsta am fost doar noi doi, pentru că de obicei mergeam cu tatăl tău, tata, socru. Și am mers frumos, ușor, nu am vrut să mergem duminică, pentru că duminica este foarte aglomerat. Am mers luni. Ok. Am tras o privire prin jur și până la urmă, am hotărât la o persoană. Persoană. Da. Care am crezut noi. Da, care am simțit noi că, băi, hai să luăm de aici. Bun. Bine, majoritatea sunt de comercianți, etnie. Nu sunt producători, asta e clar. Că noi, da, adică oamenii ăștia se duc, ia marfa omului care o muncește cu trudă și cu așa și na, o vă mai departe. Ok, treaba lor nu ne interesează ce fac unii și ce fac alții. Și am cântărit lădițele. Am cântărit tot ce trebuie și trebuia să avem o cantitate de 350 de kilograme, așa, mai mult sau mai 350 de kilograme. Noi anul ăsta ne-am cumpărat și noi un cântar. E un cântar de 200 de lei, nu e din ăla super extra așa, dar e foarte bun. Pentru că ne arată exact ceea ce trebuie să arate un cântar normal și bun. Și ajungem acasă și am cântărit strugurii și din 350 de kilograme am ajuns să avem 272 de kilograme, ceva de genul. Diferența de 70 de kilograme. Cel puțin. Deci, se apă mai mare, se strag așa, mai zici 10 kilograme și atunci te superi. Sau 5 kilograme sau 10. Păi n-ar trebui, pentru că după ce am luat struguri, am luat și cartofi, da? Da. Am fost partea cealaltă a pieței unde sunt legume, fructe și acolo am luat cartofi, un sac de 24 de kilograme și 400 de grame. Ei, cantitatea care mi-a arătat-o cântarul omului respectiv este exact aceeași cantitate care mi-a arătat-o și cântarul de acasă. Sacul de cartofi avea 24 de kilograme, deci cântarul nostru bun, cântarul lui bun, deci... Da, trebuie ideea... să spunem că am fost în permanență cu omul acela de la care am cumpărat struguri. Deci nu știm cum ne-a furat. Asta e toată treaba. Nu ne dăm seama. Deci, ori este o treabă la cântar, asta e clar. Dar tu te-ai cântărit înainte, trebuie să specificăm și treaba asta. Te-ai cântărit și ai zis că este treaba bună, cântarul este bun. Da. Noi nu facem treaba asta acum ca să căutăm vinovații sau așa. Noi facem treaba asta doar ca să... Ca să nu-și ia alții țeapă, poate. Da. Nici noi nu ne credem. Adică am fost foarte atenți, vorba aia, socotim totul și ne gândim să facem treabă bună și nici nu ne gândeam că ne-am luat-o. E o diferență foarte, foarte mare. Da. Sunt 70 de chile care ni s-au tras de sub ochii noștri și... Trebuie să specificăm. Deci am cumpărat la lădițe. Ori lădițele aveau ceva pe dedesubt care să cântărească mai mult, ori cântarul l-a reglat într-un anumit fel să... Nu știu dacă aveau ceva lădițele, dar eu după ce descărca strugurii din lădițe în sac, am văzut că pur și simplu arunca lădițele. Deci nu cred că dacă avea ceva lădiță, nu le arunca în halul ăla ca să scape de ele. Probabil... cu vreun magnet, cu vreo chestie băgată în buzunar să apese și așa. Da. Nu știu. 70 de kilograme, deci... Da. Nu ne-am fi supărat dacă ne cereau un preț mai mare și era corect. Da. Deci prețul la kilogramului de strugure, 1,50 lei, cu atât am cumpărat. Iar la final, după ce ne-am dat seama că ne-a țepuit, am ajuns la 1,95 lei, de fapt, să dăm pe... Kilogramul de struguri. Nu-i problemă, puteam să cumpărăm din start cu 2 lei, dacă era așa, numai să fi fost corect. Da, acum, feriți-vă de măgăruși. Deci... Sau găsiți idei, găsiți soluții, nu mai mergem pe încredere,
puteam să fim păcăliți și până anul ăsta, dar poate am fost păcăliți și n-am știut că am fost păcăliți, pentru că n-am avut cântar. Cântarul păcăliți. Abia l-am cumpărat. Suntem înșelați, adică da. Pur și simplu, asta e caz de înșelăciune, nu? Da, păi și cum să dovedești atâta timp când n-ai niciun bon, n-ai nimic, nu-ți dă la piață niciun bon fiscal, n-ai cum să dovedești. Cu cine să te duci să dar nici ei n-au cum să dovedească marfa pe care o au. Corect, dar cum ai spus tu, în piața asta, Angro, ar trebui să fie un cântar. Dacă vrei să-ți verifici în piață ar trebui să fie cântar de control, dar acum tu trebuie să fii cel care trebuie să ia marfa, cantitatea de struguri și să mergi și o cântărească. Da, ideea că da, la cantități mari te fură deci nu ai aer. Tot. Și deci noi suntem... am luat doar 350 de kg, așa ne-am gândit noi. Da. Și ne-au tras țeapă de 70 de kg. Ape, dacă luau o tonă? Păi dacă luai o tonă, faci un calcul mic și îți furau undeva la cel puțin 200 și ceva de kg. 200 și ceva de kg. Deci, într-un fel sau altul, noi am fost țepuiți de 70 de kg de struguri la 1,5 lei. Asta înseamnă 105 lei. Da. Deci, dacă nu vreți să fiți țepuiți, ori vă luați cântarul dumneavoastră. Da, și vedeți și cântăriți dacă... atât pe cântarul individului, exact, cât și pe cântarul dumneavoastră. Ori altă soluție, nu știu. Deci nici nu-ți dai seama ori când te-ai înșelat. Ori altă soluție, te duci direct la plantația omului și struguri de acolo și, da, și măcar știi ce calitate e sau cum e. Așa. Și să aveți grijă la cei care vând la sac, că bagă apă, da, în el. Asta mai mult ca sigur. Deci la lădiță aveți... e mai bine, neangă, nu? Ia din lădiță, îți răstoarnă, exact, în saci. Exact, nu are cantitatea de apă care o au alții. Dar, da, fiți cu băgare de seamă că se fură foarte mult. Foarte, foarte, foarte mult. Și cred că nu numai la struguri, dar la struguri acum este perioada. La struguri, la cartofi, la orice. Da, da, uite, la cartofi a fost... Mă refer la cei care vin din sat în sat. Ah, da. Merg cu mașina și corect, ai sunt la... și cei care țepuiesc din sat în sat. Da, nu știi sigur dacă le merge cântarul bine sau nu. Chiar bunica noastră ne-a povestit cum i-a înșelat doi indivizi, tot așa, cu cântarul lor. La porumb, parcă era, nu? La grăunțe. Da. Deci, tot felul de... Grăunțe, da. De hoții. Hoții, asta e clar. Da, asta este. Deci este un filmeț de băgare de seamă la toți. Nu vă bucurați că primiți un preț bun, cum am prins noi, da, la 1,5 lei. Am zis că, băi, 1,5 lei. Dar nu era singurul, okay, cu 1,5 lei, ca să zic și... că ne-am bucurat noi la 1,5 lei. Dar nu era, dar noi l-am ales pe ăla. Deci noi l-am ales pe ăla la 1,5 lei și am zis că, bă, uite, e 1,5 lei, hai să luăm. Și că încolo am ajuns să plătim aproape 2 lei pe kilogram. Și crezi că dacă alegeai unul la 1,80 lei, să zicem, dacă era, nu? Păi nu știu, acum nu, poate nu toți sunt răi. Păi n-ai cum, nu avem cum să generalizăm, dar e clar că majoritatea te fură, cred. Cu orice, oricând, oricum, la, cu cât vreau ei. Da, cam asta a fost treaba asta. Acest video. Da. Fiți cu băgare de seamă. Da. Și noi care credem că suntem deștepți, ne-am luat-o și noi. Așa că aveți grijă. Da. Bine. Dar să iasă vinul bun. Asta e tot ce contează. Da. Hai să...